Vă salut, dragii mei, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc încă o dată pentru efortul depus de a-mi susține canalul și a fi alături de mine. Asta însemnând că v-ați abonat, mă urmăriți, îmi dați like-uri. M-ați întrebat în anumite mesaje despre stringuri, cum le legați, dacă puteți să faceți stringuri de mono și de poly. Cred că am mai făcut un videoclip pe tema asta, dar mai fac unul că nu-mi dau seama dacă am făcut exact. Dar vreau să acopăr câteva din întrebările dumneavoastră. Și anume, un string este alcătuit din mai multe panouri fotovoltaice care sunt legate în serie. Ele sunt legate în serie, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da, acesta este un string. Ia să vedem. Să luăm puțin așa să vedem despre ce e vorba. Vedeți? Sus este un string, jos este alt string. M-ai întrebat dacă poți să pui un string de mono și unul de policristaline. Da, poți, dar să fie cât mai aproape de putere, adică să nu fie unul de 350 și unul de 280, pentru că atunci toată puterea celui de 350 va fi redusă la 280, la cea mai mică putere a stringului pe care îl ai. Deci, să le ai cât mai aproape unul de altul ca putere, ca să nu ai pierderi mari. Și poți să legi, de exemplu, aici sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 panouri pe un string. Dacă îți permite invertorul, poți să legi și 15 și 20. Da? În serie sunt. Și mai faci încă un string de policristaline, să zicem că ăsta e de monocristaline, mai faci încă un string de policristaline, le conectezi între ele, asta înseamnă în paralel. Bun, deci, să zicem că ăsta este monocristalin și cel de jos este policristalin. Încercați să luați panourile fotovoltaice cât mai aproape unul de altul ca putere. V-am zis, vă mai repet încă o dată, dacă aveți unul de 330 sau 400, hai să zicem 450 de wați și acesta de 200, cel de 450 de wați își va reduce puterea la cel mai mic, adică la 200 de wați. Și atunci veți pierde din putere. Încercați să faceți sau să găsiți panouri cât mai apropiate ca să nu aveți pierderi mari. Și da, puteți, v-am zis, legați 2, 3, 4 stringuri câte vă permite invertorul, numai să nu depășiți puterea a maximă admisă a lui și să lăsați o marjă de toleranță. V-am explicat în alt videoclip, dacă vă uitați în videoclipurile mele, o să le găsiți. Da, bun. Și stringul 1 cu stringul 2 se leagă. Plusul de la primul string se leagă cu plusul de la al doilea string, minusul de la primul string la plus, la minusul de la al doilea string și de aici plecați în continuare către invertor cu două cabluri plus și minus și le conectați la intrarea invertorului, la MPPT-ul invertorului. Există mufe speciale care te ajută să conectezi stringurile în paralel, se cheamă mufe Y. Dacă vrei le folosești pe acelea, dacă nu poți să-ți legi firele între ele, dar cel mai bine ar fi să folosești mufe pentru că atunci când ai avarie sau ceva probleme, să poți să deconectezi fie panoul, fie tot stringul, să lași numai un string să lucreze până rezolvi pe celălalt și atunci poți să jonglezi cu ele. Ideal ar fi dacă ai avea invertorul cu două MPPT-uri, cu două intrări dedicate pentru fiecare string, dar poți pune și două, trei stringuri, ți-am zis, numai să nu depășești puterea admisă a invertorului, că atunci o să-l arzi. Cel mai fericit caz o să intre în avarie, cel mai rău caz o să ia foc, o să facă bum. Cam asta vreau să-ți explic despre stringuri, da, poți să legi stringuri în paralel, da, deci când conectezi plus cu minus, 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 la un cap ai un plus și la un celălalt cap ai minus, se cheamă legat în serie. Când legi plusul cu plusul,
minusul cu minusul pe același fir este în paralel. Deci poți să le legi în paralel două stringuri fără nicio problemă, doar să ai grijă la specificațiile invertorului. Cam asta am vrut să-ți explic. Sper să fi înțeles, să mă fi exprimat pe înțelesul vostru. Dacă am reușit, mă bucur. Dacă nu ați înțeles, lăsați un mesaj, mai facem unul ca să înțeleagă toată lumea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să continuați să vă abonați cum ați făcut-o până acum, să mă urmăriți și să-mi lăsați like-uri și comentarii. Vă salut, o zi bună, numai bine!